Bună dimineața! Sezonul estival începe cu mai multe motive de sărbătoare. Totodată marcăm evenimente care au făcut istorie pe plan cultural și tehnologic. Mai multe informații vă ofer în continuare. În anul 1829 a apărut la Iași Albina Românească, prima gazetă în limba română din Moldova, al cărei proprietar era Gheorghe Asachi. La început publica știri politice din țară și din afară, dar mai târziu începea să dea și mici informații literare, articole istorice, nuvele, poezii, astfel că ajung să strângă în jurul lor toată mișcarea literară din țară. La data de 1 iunie 1880 a fost dat în folosință în Statele Unite primul telefon public. Aparatul a fost instalat într-o cabină amplasată la intrarea în clădirea băncii Yale din New Haven. Tot în această zi, în anul 1926, se năștea actrița americană Marilyn Monroe. Ascensiunea lui Monroe la nivelul de celebritate a început cu selectarea ei pentru a poza în câteva reviste, asta în timp ce primul ei soț făcea parte din marina comercială. După câteva apariții minore în decurs de câțiva ani, Marilyn a început să devină cunoscută pentru talentul ei de comediană, ajutată fiind și de remarcabila ei prezență scenică. Marilyn Monroe rămâne și astăzi fără îndoială cel mai celebru star cinematografic și divă al secolului 20. Astăzi îi spunem la mulți ani cântăreței române de muzică ușoară Monica Angel. Este câștigătoarea Festivalului Internațional Cerbul de Aur din ediția 1996. A reprezentat România de 2 ori la concursul Eurovision. Monica Angel a devenit cunoscută după ce o perioadă îndelungată a activat în grupul de umor Divertis. În anul 1980, postul de televiziune american CNN a efectuat prima transmisie. Acesta era primul canal de televiziune cu știri în derulare. Astăzi CNN are peste 4.000 de angajați, 37 de birouri internaționale și sute de milioane de spectatori. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Ocrotirii Copilului. Această zi este sărbătorită la date diferite în peste 100 de state. Pentru prima dată, Ziua Copilului a fost menționată la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor, care a avut loc la Geneva în august 1925. Ziua Internațională a Copilului are la bază și promovează schimbul reciproc de idei, dorința de a-i face pe copii să înțeleagă acest concept, precum și inițierea unei acțiuni de a promova bunăstarea copiilor din toată lumea. Acesta a fost calendarul de azi, un început de vară minunat vă doresc. Pe curând!